Hola, soy Astrid García desde Colombia y soy la directora de la Fundación Albinos de Corazón Colombia. Hoy quiero enviarle un gran saludo a toda la comunidad de Rumania en este día tan especial para todos nosotros. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Camilo Ríos, codirector de la Fundación Albinos de Corazón desde Colombia. Además, uno de los fundadores de AMA, Alianza Mundial Albina. Y hoy quiero pasar por acá para saludarlos a ustedes, mis amigos de Rumania, y desearles un feliz día del albinismo. Los queremos mucho. Un abrazo gigante y vamos con toda. Hello, I'm Carmen and I'm from Romania. I'm part of the Romanian Albinism community. I'm 43 years old and I have a beautiful family with two daughters of 2 and 5 years old. I wish you all the best, happy birthday, don't lose hope, have faith and everything is gonna be fine. Bună, sunt Carmen și fac parte din comunitatea albiniștilor din România. Am 33 de ani. Am o familie minunată, două fetițe de 2 și 5 ani, îmi plac animalele și natura. Vă doresc toate cele bune, la mulți ani, păstrați-vă încrederea, credința și totul va fi bine! Bună, sunt Petra din București, persoană cu albinism parțial și pentru Ziua Internațională a Albinismului vă doresc tuturor să fim uniți, să fim așa cum suntem, și încă puțin mai veseli, puțin mai încrezători și, desigur, cât mai apropiați de noi și de semenii noștri. Vă îmbrățișez cu drag! Hello, this is Petra from Bucharest, Romania, partial albino, and I'm recording this video in the context of the International Day of Albinos and Albinism. I'd like to celebrate this day by identifying with the people close to me, by being better, by acknowledging my condition, and by encouraging others with the same condition to live happily, truly to themselves, and of course, more and more wiser each time, each day, each second, and each moment. Thank you so much. Hugs from afar. 19 mai 2020. Aici, România. Sunt Teodor Inovație și sunt persoană cu albinism. Pasiunea mea este natura și protecția mediului. Recuperez, reutilizez, reciclez. Mulțumesc! Bună, dragii mei! Aici, România. Sunt Teodor Inovație și sunt persoană cu albinism. Am 42 de ani. Pasiunea mea este natura și protecția mediului. Vă mulțumesc! Bună! Mă numesc Gheorghe Madalina Andreea. Sunt persoană cu albinism din România și am 22 de ani. Bine, nu știu dacă se observă foarte bine acum, doar aici părul roșcat, portocaliu, vopsit cu henna. Pasiunile mele sunt literatura, teatrul, îmi place foarte mult să călătoresc și lupt pentru drepturile omului. La mulți ani tuturor de Ziua Internațională a Albinismului. Aveți încredere în voi! Salut! Sunt Vlad, din România. Pasiunea mea este muzica, plimbările în aer liber și tehnologia. Mă bucur să vă cunosc pe toți și vă urez la mulți ani tuturor albinoșilor. Sunt Albert Dobai, din Arad, România, vârsta de 36 de ani, fac parte din comunitatea albinoșilor din România. Îmi place să călătoresc mult cu trenul și cu orice mijloc de transport public în comunul urban, antic, medieval, modern, și vă salut cu mare drag din România. Salut! Mă numesc Georgiana. Sunt din România, pasiunea mea sunt prăjiturile, urez la mulți ani tuturor albinoșilor din toată lumea și nu înceta să visați! Bună, eu sunt Oliver din România, pasiunea mea este tehnologia și psihologia. Pe voi ce vă pasionează la mulți ani de ziua albinismului?
Bună ziua, mă numesc Diana, sunt persoană cu albinism din România, lucrez ca și asistentă medicală. Îmi place să călătoresc, să vizitez locuri noi, să cunosc oamenii. Iar cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Albinism, vă urez la mulți ani și să fiți fericiți și tot ce vă doriți. Salutare, prieteni albinoși din toată lumea! Mă bucur să fim o familie. Și pentru că suntem o familie, vă urez să aveți parte de bucurie. Mie îmi place tare mult jurnalismul și cu această ocazie vă spun să vă puneți pasiunile în mișcare la fiecare pas, pentru că noi suntem o valoare pe acest pământ. La mulți ani tuturor albinoșilor din toată lumea! Salutare tuturor persoanelor cu albinism! 13 iunie, Ziua Internațională a Albinismului. Ne bucurăm să avem această ocazie și spunem la mulți ani tuturor persoanelor albinoase, Mircea și Diana Bratosin din România.